Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am revenit la un nou episod de Minecraft. Păi fraților, astăzi o să vă prezint una dintre cele mai faine comenzi pe care le-am prezentat până acum. Și bineînțeles, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați pe butonul de like. După cum ați putut vedea și în titlu, da, putem face ceva super, super interesant cu o simplă comandă. Singurele, singurele, comenzi pe care trebuie să le dați voi înainte este give, hai să dăm și noi, f3, să dăm spoilere, give numele vostru. Uh, comment block o să primiți roman blocul, îl puneți pe jos, aici trebuie să copiați comanda pe care sper să noi să o punem în cum am uitat de toate cele celelalte ori. Așa. luați ceva de reston, după cum știți, mie îmi place reston blocul și bineînțeles, nu uitați să apăsați și pe butonul de să cât de multe like-uri pentru strângerea episod la ultimele La ultimul episod am strâns 1000 de like-uri, sau aproximativ 1000 de like-uri și vă mulțumesc foarte mult. Haideți la acest episod să strângem cât mai multe. Thank you, thank you. No bun. Ce avem aici? Așa. Acum, prima chestie pe care o putem face este să spawnăm o sanie, sanie cu zurgăle și avem nevoie de 3 sprus ud și ăsta cum se numește iron și două bucăți de iron și foarte important, în primul rând pe versiunea 1.10 plus, cred eu, pe 1.10.2 și trebuie să fie minim easy dificultate pentru că dacă e peaceful nu se poate genera chestia asta. Așa încă o chestie, după ce o construiesc chestia asta o să apară ceva cu research, sper să o aveți neapărat pusă. Uh, și haide să începem. Pam și pam și s-a făcut săniuța. Faza e că nu prea știu eu cum funcționează, că nu merge să mă plin cu ea. Mă rog, dacă iau așa nu o să funcționeze. Uh, am înțeles că trebuie să dai ceva la vale pe munte. Hai să încercăm aici să o facem sus, să vedem dacă de aici merge să ne, ne dăm cu ea. Uh, dacă nu merge din unul nostru. Nostrul. Nu știu ce toată pun la cum unde nu trebuie. Așa și în două bucăți de iron. Pam, pam, pam. Le arunc câte fir aici. Asta mă... uite mă că se duce la vale. Dar trebuie să fie și zăpadă și gata, s-a blocat aici. Dar mă rog, Sania e ok, însă este un pic cam buguită și nu mai știu unde aveam eu la comand. A, uite aici aveam... Uh, nebuia nu că ar conta, sincer, pentru că pot să fac o de atât timp cât am pus... Uh, să genera toate chestii, s-au generat toate chestiile toate astea. Uh, nu bun, acum o chestie extrem, dar extrem de interesantă este yeti cum spuneați voi un Yeti, aveți nevoie de Snowball. Și aici pe bucăță, adică un stack de Snowball și un Nether Star. Căutăm aici Nether Star, padabim, padabum. Și ce trebuie să faceți e bine la fel să le aruncați. Pam, pam. Și holy șnițel, A apărut Yeti. Holy fuck, dude. Uitați-vă la el. Bă, dar de ce mă urmărește? Nu, bun. Hai să ne luăm ceva armură pe noi pentru că o să fie periculos tare. Să vă arăt și cam ce abilități are acest Yeti. Uh, dacă îmi dai o Game Mode 0, oricum are viață o grămadă, Ia uite, dăm în el până mâine. Hai să lăsăm o dată, stai să-mi dau, uh, set spawn, așa. Uita, fiți în lovitura asta e one hit, deci în momentul în care sare așa pe tine e one hit, dude, efectiv e one hit. Hai acum să încercăm să-l omorâm. sperăm că nu va face iar uh, mișcarea John Cena. Dacă o va face, cred că dacă mă îndepărtez o mai mor. Oricum și cu full diamond două grămadă de damage ul ăsta. Cred că nu trebuie să mă îndepărtez. Ca să nu... Ok, l-am omorât. În momentul în care l-am omor, primesc... Uh, mă rog, ar fi inima lui. Hai să-i mâncăm inima. Foarte frumos din partea noastră. Prim, primesc capul lui. Acest cap ne oferă abilități speciale. În primul rând, full HP, uitați ce șmecher suntem. Și ceva damage mai mare mobilor. Asta sunt eu de mult. 1, uh, pardon. Și să generez aici, nu știu, un cow habar, n Mi se pare că așa era. Sau? Nu era așa, eu așa parcă mi-au -am ca minte. Chiar nu mai știu, exact. Dar... hai să testăm sabie, pentru că uh, o nu dea mereu one hit. A, nici acum, nu știu, oricum avem double, stai uh, vieți duble vieți duble, după cum putem vedea și parcă mai era ceva, dar sincer, cred că am uitat eu nu, chiar nu mai știu acum, hai să ne dăm capul jos, pentru că e, e puțin aiurea, cum se vede uh, și acum, după cum puteți vedea, am mai primit de fapt, hai să stăm totuși în game nu uh, am primit uh, un ice crystal, o să-l multiplic eu, pentru că o să am nevoie și dacă luăm redstone, trei bucăți, uh, luăm și două bucăți de iron. Nu mai știu dacă erau două bucăți de iron și trei de redstone sau invers. Hai să vedem. Da, așa era. Și primim un freeze ray. Păi freeze ray ăsta e genial, frate. Să zicem că, nu știu, ați văzut o vacă și ați dat în ea și vrea să fugă. Păi dacă unime cu ăsta va... Oh, -o, stai că i-am cam... Chestia asta îi dă freeze, mă rog, dacă nu o omorâți din prima. Chestia asta îi dă freeze pentru 5 secunde. Mă rog, azi, dacă de asta are, o omoriți, îi dă freeze și poți să ai tot timpul din lume să o omori. Mamă, de chiar o pe chestia asta și așa să o omori. Holy shit. Hai să vedem, mai punem, nu știu, un, un creeper, de exemplu. E primul creeper pe care îl vedeți pe mapă și vreți neapărat să-l omoriți. Păi dați cu asta l-ați prins pe loc, vă duce spam... Și pam și nu mai fuge nimeni de voi Deci Creeper o să vină înspre voi Dar poate nu are tari și zis de la 500.000 de, blocuri Că voi sunteți și mecheri Perfect Și ulu o să reclamă rupă, nu vreau să le arunc um, Deci e prea OP și ray-ul ăsta Acum mai avem încă un Ice Crystal Pentru că v-am spus că o să avem nevoie de două Ce facem cu al doilea? Ei bine Dacă luăm noi 3 TNT-uri și aruncăm așa și așa o să avem ice bomb, fraților. Hai să ne facem mai, mai multe și nu o să avem nevoie de mai multe. Uh, drop to use. Deci ice bomburile astea sunt geniale, frate. Arunci un așa și are un mid delay, dar după aia impactul este pum. Holy șnițel. Mama mea. Sunt curioși ce se întâmplă dacă arunc așa o grămadă. Wow, chiar este impactul mare și gen dacă punem mobi, ori să moară pentru Iron Golem, chiar care au o grămadă de HP, dacă îi punem, impactul este atât de mare încât vă spun eu că o să îi omoare. Chiar sunt super interesante comenziile astea. Uh, și acum ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt. Dacă ne mergem noi aici la Polar ăsta, uh, uh, în momentul în care îi spawnăm, sunt șanse să se genereze cu niște pinguini, să spawneze cu niște pinguini. Ia, hai să mergem mai aici Hai mă, nu mai sunt Pa da Da, uite, vă că unii se generează pinguini și dispar după aia Hă, Uite, pinguin A, uite mă, se duc mai departe Uite, și faza e super amuzantă Este că dacă un pinguin ajunge pe gheață Uitați-vă la el O, el ce drăguț Și dacă luăm și un fish în mână O să ne urmeze Teoretic un um, trase normal sau nu cu de dăstăioși, așa, așa parcă mi-au -am toate tipurile de pește atunci Bă, cum e nu vii după pește Bă, cum e așa știam că vine după pește Deci ăștia nu vin Bă, chiar așa nu vreți Hai, dacă îmi dau un km mod de 0 și le dau 2. De... Bă, mă atacă pinguinii! Holy shit! Bă, pleacă mă de aici! Pinguini atacatori! Cam mod de 1 lasati lăsați-mă cu de astea, poate vă dau un de să vă îngheți aici. Să vedem ce mai faceți. E chiar super amuzant, frate, când un pinguin ajunge pe diata. Sunt curios dacă la sos, sau cum se numea. Cum se numea, mă, ăla? Franghia de te spânzurai cu ea. Uite capul de Eti. Um, era naibii de frânghie. Nu cum, lid. Da, mă, lid se numea. Așa, hai să luăm un lead. Poți să iau... A, far, nu poți să iau ăștia cu lead-ul. Vreau să iau să-i duc pe mai mulți pe gheață. Uite că nu împingem pe ăsta. Bă, nu te mai mișca așa. Hai. Hai pe gheață cu metre. Hai pe gheață. Tu Uite, uite-l mă ce drăguț el cum stă el pe gheață. Uite-te mă la el. Uite-te mă la el ce frumos e mâncat arata să-l mănânce. Curșește aici periculoși. Mamă, mamă. Păi, comanda e super genial, dar faza trebuie să-i instala și o textură. Asta nu știu cât de mult vă convine. Uite, am dat stand la burs. Aha, Ăsta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți... Mai... Bă, lol, le văd așa. Lol. Deci o vă săgețile de oriunde. Zici ca mirs, uh, Dacă mai vreți comenzi de genul să vi le prezint. Adică cred super interesante. Nu uitați să apăsați și pe butonul de și să în comentarii ce părere aveți despre această... <gâng> despre această comandă. Iar noi ne auzim în episodul următor cu altceva. La revedere. Pam, pam, pam.